S-a găsit timp și a venit la sfârșit de post, pentru că pentru fel sfârșim postul acum cu toriile. Înseamnă începem postul Sfintei Cruci, postul patimilor. Și o perioadă grea, mai cu seama pentru stare, mai cu seama pentru exarhi. Părintele este exarhul mănăstirilor, adică cel care se ocupă și urmărește viața duhovnicească în toate mănăstirile arhiepiscopiei Iașilor. Dar este și starețul mănăstirii Treierari, unde are multe, multe de făcut. Și ca orice duhovnic de oraș, e îngropat între cei care se spovedesc acum în perioada aceasta, adică în sensul bun îngropat. Și îi mulțumim că a venit. Sper că odată cu dânsul o să deschidem cumva porțile spre Moldova, pentru că am avut mulți părinți de aici din Ardeal, mulți dinspre București, dinspre Oltenia, chiar și din Basarabia, dar din Moldova noastră mai puțin. Și poate a fost și o teamă sau oricum a fost un fel de... am dat un pas înapoi pentru că cei câțiva care au venit pe la noi și pe la bisericuță și pe care am invitat au fost foarte aspri. Într-un fel sau într-altul ne spuneau și ne tot argumentau că de acolo se întoarce ceasul din Moldova, ceasul ortodoxiei și ne certau pentru fiecare lucru pe care îl făceam și am avut o teamă față de părinții din Moldova care erau aspri. Dar cred că ați văzut și ați simțit că părintele Nichifor are, este și blajin, este, are partea cea blajină a sufletului moldovenesc, vine din dulcele târg al Ieșilor. Nu o să spun prea multe despre părintele, pentru că sunt orele înaintate, noi numai până la 10 putem sta aici. O să vă las împreună cu dânsul și, bineînțeles, rămân și eu, dar eu doar o să pun întrebările. Și vă rog și vă aștept să puneți întrebări și cu glas tare și scrise, dar știu că și sunt obișnuit că nu prea aveți curaj cu glas tare și știu că o să fie scrise multe. Așteptăm. Înainte de a veni primele întrebări, părinte, o primă întrebare. Oamenii duhovnicești mai deosebiți pe care i-ați cunoscut și cei care v-au rămas la inimă și pe, despre care ați vrea și v-ați bucura să ne spuneți câteva cuvinte. Da, dar întâi o să cer iertare. Eu mă simt că atunci când eram student, dar și cât dacă sunt aici, acum mă simt și ca o scurtă perioadă când am fost profesor, vreau să fiu un pic de organizare, în sensul ca cei care avem telefoane să le închidem, ca să nu ne bruiem în momentul în care începem. Cu rugămintea să fim atenți și eu aș vrea și eu, îmi iertați curiozitatea, să știu câți dintre dumneavoastră a fost la biserică. Să ridice mâna sus. Da. Mult mai puțin. Spun asta și în ceretare, ca să fac o recomandare organizatorilor. Gândul meu este că poate ar trebui ori conferința întreagă ținută în biserică, ori conferința întreagă ținută aici. Altfel apare o sciziune între cuvânt și întrebări. Și gândesc că ar fi, că ar fi bine să fie împreună. E un gând pe care vi-l pun înainte, mi-e iertați dacă e o greznicie, dar mi-a venit să vi-l spun și l-am spus. Așa, hai să aștept întâi întrebările dacă sunt. Și până atunci o să încerc să răspund cuvântului părintelui. Ce oameni, cum, ce oameni duhovnicești mai deosebiți ați cunoscut și pe care merită să ne amintim. Da. Iată că primul om duhovnicesc mai pe care l-am cunoscut a fost bătrâna care m-a crescut. O bătrână simplă care nu cunoștea câte cunoaștem noi ale teologiei, dar câteva cuvinte despre ea cred că vor face pe fiecare dintre dumneavoastră să vă încălziți cu gândul că aici în lume și în mănăstire oriunde suntem putem să ne apropiem de Dumnezeu și să trăim sub binecuvântare, să o putem trăi sub blestem, sub blestemul propriilor noastre alegeri sau sub blestemul traumelor sau chinurilor pe care le-am suferit în copilărie. M-am născut într-un oraș, ca mulți dintre dumneavoastră crescut la bloc,
grea cruce pentru un copil care este la vârsta de a zburda și de a fi curios și de a se bucura de toate ale naturii să crească la bloc, dar am avut totuși mânghierea aceasta ca pe la vreo 3 ani să fiu încredințat la 2 bătrâne spre grijă. Una era catolică, una era ortodoxă. Cu frică de Dumnezeu, amen. Mă opresc mai mult asupra celei care era ortodoxă, nu atât că era ortodoxă în mod deosebit, deși nu-i puțin lucru, dar și pentru că pentru mine a fost primul chip al Sfințeniei și cred că nu exagerez. Copil fiind, și aveam, cum vă spuneam, vreo 3-4 ani, în fiecare după amiază stăteam în genunchi cu ea când se ruga, și o făcea într-un firesc, o făcea cu un drag, nu ca un fel de temă pentru acasă, nu ca un canon care trebuie făcut, nu pentru că îi spusese cineva că, nu, că dacă nu face asta nu se mântuiește, ci cu dragoste și cred că această dragoste o simțea copilul care era mai mult decât cele ce se spuneau, pe care la drept vorbind nu aveam cum să le înțeleg foarte bine. Îmi amintesc chiar că într-o după-amiază culcându-mă i-am cerut să nu cumva să se roage fără să mă trezească și pe mine. Când m-am sculat, era deja destul de târziu și bătrâna sigur că făcuse și rugăciune și toate celelalte și o întreb pus pe harta așa, bine, bine, dar ce ți-am spus? Zice, dacă te-am văzut cum dormea, dacă așa, am bătut la mașină, am făcut zgomot, dacă cum te trezești, am zis că mai bine să știe Dumnezeu cât așa. Și mi-a fost așa de drag cum dormea, că te-am lăsat în pace. Și am văzut aici o diferență între rigoarea pe care o avem de multe ori ca părinți să impunem copilului valorile noastre, programul nostru de rugăciune, repetele pe care noi le credem. Aici nu era vorba de impunere, ci chiar de ceea ce o ceruse. Ce am remarcat la această bătână primând firescul? Și marii sfinți împărtășesc acest firesc. Mă gândesc la Sfântul Serafim de Sarov, pe care nu l-am cunoscut, dar ceea ce ne se spune, primeau oamenii cu acest firesc. Bine venit bucuria mea, Hristos a înviat bucuria mea. Asta nu erau niște cuvinte pe care le citise în niște cărți sau știau că așa se cuvine să se spună sau că și-ar atrage popularitatea, ci veneau dintr-un adânc al inimii. Bătâna care m-a crescut, Dumnezeu să o odihnească, avea acest firesc. Trăiam în perioada comunismului, când nu prea se vorbea de Dumnezeu, nu se știa mult de Dumnezeu, ea își ducea rugăciune, desigur că era o bătrână inofensivă și nimeni nu-i ținea socoteala de câte ori zice la biserică, dar era foarte săracă. Atât de săracă încât stătea cu un bec de lanternă, atât de săracă încât mânca de vreo 2 ori pe an carne, că nu-și permitea mai mult, dar eu pe femeia asta n-am văzut-o întristată. Nu o vedeam supărată, îngrijorată. Mă, popieșa nu se mai sta proiect, eu trebuie să le adorm. Și strângea, venea preotul și le asfințea și avea tot timpul un bănuț. Stopea lumânările ca să ducă cear la urmă, dar nu o vedeai plină de frustrări, de nemulțumiri, de îngrijorări, că ce o să fie, ce o să se întâmple. Îmi amintesc chiar după Revoluție, se tot scumpeau bilete la autobuz. Luna și scumpirea, acum erau 25 de bani, 50 de bani și așa mai departe. Toată lumea era plină de nemulțumiri. Și într-o asemenea împrejurare, toți care urcau în autobuz, și ăla îmbăxit, și ăla aglomerat, strigau la taxator, iar să scumpeau biletele. Dar ce-i treaba mea? Nu-ți convine, nu e treaba ta, să te prinde controlorul. Ce, călătorești pe banii mei, pe așa? Bun. Urcă și bătrânica noastră în autobuz. Și aceeași întrebare. Vai, mamă, iar să cum biletele. Da, mătușă, iar să cum. Ce să... Dacă n-ai bani, uite, îți dau eu așa, ca să nu merg cu uite, și loc acolo. Nu, mamă, că am bani, slavă Domnului, pentru un leu. Nu, să scumpi, ce să facem, mergem înainte. Nu, mărim noi dintre asta. Da. Aceeași întrebare, aceeași taxatoare, același autobuz. Cu toată sărăcia, când eram student și mergeam... în primul rând. Ca student, în mult timp deja mă îndepărtasem de ale bisericii. Nici o clipă n-am încercat să facă presiuni. Mă, băiete, dar mai mergi tu la biserică? Ți-amintești tu când erai copil, cum mergeai, cum trebuie? Nimic. Încât acum mă uit chiar cu mirare că nu era o presiune asta, nici măcar să formau în ironie. Mă, dar tu nu mai postești, dar nimic. Și îmi amintesc că din toată sărăcia, tot timpul
Era un ospăț așa, cu cafea, cu o masă gătită așa mai cu dare de mână. Și o întrebam, bine, știi cât de greu o duce, de ce nu duc eu lipsă de cafea? Și nu, zice, când vii tu la mine e o sărbătoare. Și simțea să-și trăiască generozitatea și dragostea și bucuria. Spuneam la biserică, viața în Hristos este viața bucuriei cele adevărate. Nimeni nu s-ar mai întoarce la Hristos, nimeni n-ar rămâne în mănăstiri dacă n-ar gusta această bucurie adevărată. Mângâierea pe care o cerem de la Împăratul Ceresc Mângâietorul este o mângâiere adevărată, este o bucurie care nu ține cont de condiții pe care le cerem noi statistic să se împlinească, știu eu, siguranța unei case, a unei poziții sociale și mai departe. Dincolo de îngrijorările noastre, Hristos lucrează și ea își trăia această bucurie firesc și căuta să și-o exprime. Îmi amintesc că odată am găsit-o într-adevăr, puțin îngrijorată, simțeam așa o apăsare. Și o întreb, ce-i cu tine? Și o să încerc, poate să nu mă lungesc prea mult cu asta, dar dacă m-ați provocat. Ce-i cu tine, de ce e supărată? Ceva e de mine, toată noaptea n-am dormit. Păi cum așa? Păi uite, a venit nepoata Mirela pe la mine și mi-a spus că în cutare loc în Egipt a avut loc un cutremur. S-au dărâmat atâtea blocuri și oamenii au rămas fără casă. La noi era iarnă și își închipia că va fi fiind ca pe la noi și zice, ori fie, ați oameni frigul ăsta pe drumuri, copii, bătrâni. Și bine, hai, am înțeles, și care e problema ta? Păi cum care? Păi m-am rugat. Cât te-ai rugat? Toată noaptea. Păi cum așa? Dar tu te rogi pentru toată lumea? Ei, dar cum să nu te rogi pentru oamenii ăștia, dar nu te gândești? Atâți oameni tot rămas pe drumuri. Și dar știi, de când sunt în Brăila, și eram Brăila de când o știu, zice, nu mi-amintesc o singură noapte să mă fi culcat fără să mă rog pentru toți cei din oraș. Cu oamenii chiar nu știu să se apropie Dumnezeu, chiar nu știu să se roage. Și am să nu cumva să piardă Dumnezeu cetatea, pentru că oamenii nu știu să se roage. Iată, omul duhovnicesc pe care l-am cunoscut. Cineva întreabă, ce este de fapt iertarea? Cum știu dacă într-adevăr am iertat pe cei pe care vreau să iart? Doresc să iert? Știți că se spune, iert, dar nu uit. Este aceea iertare? Da, de fapt iertarea nu înseamnă uitare. Și parcă aș spune chiar că uitarea nu înseamnă întotdeauna iertare. Noi de multe ori, ca să ne păzim de o durere prea mare, o alungăm într-un subconștient, într-un risacul baie, în care să uităm de ea. Ne facem că nu există, n-a fost, trecem peste ea. Am citit la un moment dat o întâmplare a unei femei care în copilărie a avut un prieten. Prietenie care se apropia de căsătorie, era o relație foarte puternică. Prietenul ei a murit într-un accident. Spunea că în momentul în care a aflat vestea, nu i-a pus nicio lacrimă, nicio agresiv, nicio revoltă, nimic. Și-a făcut totul firesc, se aranja în oglindă, a mers, a trăit totul absolut detașat. Peste ani de zile, când soțul ei a avut un accident, a trăit vestea, un accident mic, nu grav, l-a trăit isteric, disproporționat. Și a retrăit aproape și când soțul a sunat-o, l-a chemat pe numele acelui prieten. Și a dat seama că este un mecanism că se întâmplă ceva. Ea și-a retrăit aproape tot ceea ce în momentul acela își blocase durerea aceea care nu o putea exprima, nu o lăsase în ea să se exprime. Se întâmplă de multe ori și am observat caz de accident de mașină sau când omul își taie mâna cu faiul. De multe ori noi nu mai simțim durerea aceea pe măsura gravității ei, aproape că o resimt mai mult cei din jurul nostru. Sunt niște centri protectori, este un semnal al organismului nostru care ne protejează de a trăi maximal această durere. De aceea spun că uitarea nu înseamnă întotdeauna iertare, ci din contră poate masca o neiertare. De multe ori putem fi atât de profund supărați și de mirați de ce a putut să-mi facă mie fratele meu, că nici măcar nu mă mai gândesc la asta.
eu vorbesc în continuare cu el, pot să trec ca și cum s-a întâmplat nimic. Dar de fapt uitarea mascați faptul că eu refuz să-mi trăiesc lucrul acesta până la capăt. Pasul iertării va trebui în primul rând să văd dacă eu pot retrăi gândul acela, îl pot obiectiv gândi fără să mai fiu plin de frustrări, fără să retrăiesc durerea în felul acesta, că pot într-adevăr să iert dacă pot să am încredere în iubirea lui, să pot să-l iubesc în măsura în care celălalt primește, să pot să-i spun ce m-a durut, să pot să vorbesc lucrul acesta cu el, în momentul în care nu pot să-l vorbesc cu Dumnezeu. Acum, iertarea nu este un buton pe care apăsăm dintr-o dată și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, ne ajută de multe ori să înțelegem că și în noi sunt multe grosolănii, multe bădărnii care rănesc pe ceilalți. Din păcate, mai conduc mașina. Și mi se întâmplă și mie, cum mi se întâmplă și dumneavoastră, probabil, să mă mâni cu toată furia când cineva îmi taie calea să-i obraznic în trafic. Și dacă mai sunt și într-o grabă și într-asta, încerc să strâng din dinți. Dacă pornesc de la început și mi se întâmplă să pornesc cu gândul și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri, chiar că pot să fac față traficului și în Iași, și în București, și în Cluj, cu totul altfel. Depinde foarte mult de gândul pe care îl hrănim în inima noastră, de înțelegerea că toate cele pe care le trăim nu sunt doar niște relații întâmplătoare. Dumnezeu însuși îngăduie niște reacții ale aproapele, niște întâlniri cu aproapele care să mă facă pe mine să îmi vindec o mândria mea, o bădărănie a mea. Și de multe ori mi-o vindec printr-o reacție exact ca cea în care am greșit. Sfântul Apostol Petru s-a repădat de 3 ori de Hristos. Și de 3 ori Mântuitorul, când îl întâlnește, îl întreabă: Simone, fiți atenți, Simone, Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Petru, în pocăința lui, nu avea nicio îndoială că Dumnezeu l-a iertat. Știa că Dumnezeu cunoaște pocăința. Și Dumnezeu îl iertase, într-adevăr. Și Dumnezeu îl iubea pe Simon. Și știa că Simon îl iubește. Dar Simon mai avea acea sămânță în el. Acea sămânță care se cerea vindecată. Întrăită lepădare, întrăită mărturisirea dragostei de Hristos. Și l-a întrebat a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Păstorește oile mele. Și a treia oară l-a întrebat iară și s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară. Pentru că a treia oară, cu blesteme și cu jurăminți, s-a lepădat de Hristos. Vorbeam la biserică, de asta aș vrea, și iarăși să-mi iertați dacă e o brezâncie, să fie unite cuvântul cu întrebările. Că altfel e o continuitate. Altfel se împărtășește un cuvânt când se unește cu întrebările. Spuneam de trădarea pe care a simțit-o Adam. El a simțit că a trădat. S-a trădat pe el însuși, l-a trădat pe Dumnezeu primind amăgirea șarpelui. Și s-a ascuns de Dumnezeu, a fost rușine de Dumnezeu. Iată, Petru însuși, trăind această lepădare, a trebuit să-și trăiască ieșirea de rușine prin întreita mărturisire cu curaj. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și aici este un gând al meu, nu luați în mod absolut, e o teologumenă, ca spune, și este o părere a mea, dar vă mărturisesc și am mai mărturisit-o și altora, nu știu dacă și în vreo conferință. O rugăminte. Haideți să lăsăm până când termină o întrebare, după aceea mai adunăm biletele din sală, când ne terminăm pastea, adunăm alte bilete. Până atunci, vă rog frumos, stă fiecare jos. Când termin intrarea, mai sunt doar 2-3 bilete, mai adunăm o altă serie de bilete. Da? Nu le mai dați, rog frumos. Țineți-le pe loc, acolo unde sunteți. Iartă-mă și tu, faci metanele după aceea. Mă deranjează. Așa. Petru. În grădina Ghețimanei. Petru care îi spune lui Hristos: dacă toți se vor lepăda de tine, dar eu nu mă voi lepăda de tine. Petru nu mințea. Era un bătrân și nu era un entuziasm.
își lua foarte serios tot ceea ce trăia. Și Dumnezeu îi spune: adevărat spun ție că te vei lepăda de 3 ori de mine. Petru încă nu se cunoștea pe el însuși. În momentul când Petru îl vede pe Hristos, pe care l-a văzut pe muntele Tabor, în slavă, pe care l-a mărturisit: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Petru se cutremură. Intră după Ioan în curtea slujnicii și când este întrebat de slujnică: și tu erai cu omul acesta? Nu e adevărat, nu eram. Și în fine, de 3 ori, nu-l cunosc pe omul acesta. Și m-am gândit, oare într-adevăr de slujnică s-a temut Petru? Oare de bătaie s-a temut Petru? Gândul meu este că nu. Petru știa, așa cum știau toți iudeii, că Dumnezeu este atotputernic. Că Dumnezeu face minuni, poate umbla pe apă. Sigur, era o minune, l-a fricoșat și pe el, dar știa că e Dumnezeu că poate umbla pe apă, nu s-a mirat. Credea că Dumnezeu poate face asta. Că Dumnezeu s-a arătat pe mâna taborică, credea și asta, nu se îndoia de asta. Că Dumnezeu l-a înviat pe Lazar, ok, totul negru. Dar când vede, în primul rând, prima păticană de Petru, că Fiul lui Dumnezeu întrupat spală picioarele ucenicilor, asta nu-i mai venea la socoteală. Cum adică Dumnezeu să spere picioarele ucenicilor? Dumnezeu cel atotputernic? Doamne, în viață nu vei spăla mie picioarele? A, pe dacă nu o să ți le spăl, n-ai să ai parte de mine. Atunci nu numai picioarele, ci și capul să mi le spăl. Asta până la urmă am primit-o. Dar când vede că Dumnezeu se lasă bajocorit, se lasă scuipat și dus la răsignire, Petru începe să aibă îndoieli serioase. Nu doar îndoiala lui, ci și aici este un glas al șarpelui. Oare a zis Dumnezeu așa și pe dincolo, cum îi spune Eve? Acest oare pătrunde și în inima lui Petru. Ce spunea Hristos? Petre, Petre, Satana v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu. Dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta. Credința ta. Și la fel se roagă și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine, și pentru mine. Credința aceasta să o punem și să o hrănim în sufletul nostru ca pe, ca pe perla scoicii. Acel sâmbure mic îl va căuta Dumnezeu și ne va ajuta. Că suntem capabili și de mari boroboațe. Iată că în această încercare Petru s-a clătinat. Ăsta să fie Dumnezeu? Mă, Petru, ești un bătrân. Eu cred că ai luat-o razna. Pe cum adică se lasă Dumnezeu scuipat să nu zică nimic? Se lasă Dumnezeu pălmuit și nu spune nimic? Mă, nu cumva. Și ăsta, uite, harhierei noștri care mărturisesc legea în biserică, care spun așa și pe dincolo, păi, i-a cam contrazis. Păi, uite ce-i fac ăștia. Păi, nu cumva au dreptate? Petre, atunci, este sușiat de îndoială. Că spune, nu-l cunosc pe omul acesta, eu aș tâlcui că nu-l recunosc pe omul acesta. Nu-mi vine să cred că este El Hristosul. L-am cunoscut când era pe Tabor. L-am cunoscut când făcea minuni. L-am cunoscut când l-a înviat pe Lazar. Dar când îmi spală picioarele ucenicilor, bine, hai că asta să zic așa, că nu-mi vine la demnă, o mai accept. Dar când văd că-i bătut și așa, a, păi asta e neputință. Păi dacă aș fi eu, pe ce le-aș face eu lor? Da? Ei, în momentul acesta, Petre, de fapt, nu poate primi gândul că Dumnezeu poate lucra astfel. Pocăința lui este pocăința celui ce cunoaște acum pe Dumnezeu adevărat, așa cum s-a descoperit. Dumnezeu care merge în smerenie până la spălat picioarele ucenicilor. Căutăm în toate religiile, în toate credințele, peste tot o să găsim ideea de post, ideea de fapte bune, ideea de judecată, de iad și de rai, în cea mai mare parte a lor, mai mult sau mai puțin rătăcite. Dar ideea că Dumnezeu cel atotputernic vine să spele picioarele ucenicilor, că Dumnezeu vine să se lase pălmuit și scuipat, asta nu o să întâlnim. Asta nu o să întâlnim. Multe și închipui oameni spre Dumnezeu, dar așa ceva nu puteau să înțeleagă. Și nici Dumnezeu nu le-a descoperit asta în vechiul legământ. Că e voia un Dumnezeu atotputernic care se scape de amoniți, de vrăjmași și de toți ceilalți. Iată că Petru acum primește să slujească lui Dumnezeu, care își îngăduie să fie smerit
Și când Petru l-a cunoscut ca atare, nu se mai teme. Pun arhierei mâna pe el și spun: să nu mai vorbești de omul acesta. Deci, presocotiți voi dacă este drept să vă ascult pe voi mai mult decât pe Dumnezeu. Petru devine alt om. Petru își mărturisește iubirea în Dumnezeu, dar în Dumnezeu așa cum este, nu așa cum și-l închipuia el, doar atotputernic. Dumnezeu este atotputernic, dar spuneau Sfânt Părinte că slăbiciunea lui este dragostea pe care o are pentru om și în dragostea lui merge până la capăt, până la a-și purta acest chip al smereniei pe care Petru nu îl putea duce. Iată că întreita mărturisire a dragostei de Dumnezeu, așa cum l-a cunoscut cu adevărat, vine să vindece întreita lepădare atunci care a fost durerea inimii lui. De aceea iertarea noastră, de multe ori, dacă să-i arătăm Domnului că vrem să iertăm, că vrem să nu ne urăm vrăjmașii, că vrem să iubim, și Dumnezeu va lucra în noi adevărata iertare, adevărata putere de iubire de vrăjmași. Spuneam la biserică, este foarte greu când eu mă rog la etajul 3 și când vecinul deasupra își bace nevasta sau se apucă să înjură sau ascultă meciul de fotbal cu televizorul dat la maxim. Că ascultă meciul de fotbal foarte bine, dar poate să-l dea cu sonorul moderat. Dar nu, el vrea să facă spectacol. Vrea să facă petrecere foarte bine, trebuie să bată cu călcâiele în tavan. Pare o durere de râs, de o durere cumplită, când asta trebuie să o rabzi o dată pe lună sau o dată pe săptămână. Cum îți lucrează rugăciunea atunci? Cum te raportezi la Dumnezeu atunci? Cum poți să-L saluți pe vecin pe stradă? Ce înseamnă să-L iert atunci? Înseamnă și să-I spun. Noi nu-I spunem, păi, dar oricum nu o să mă asculte, ori nu o să se schimbe. Poate că nu o să te asculte. Dar este bine să-I spui. Iertarea nu înseamnă doar a ne face cu noi să problema, ci a încerca să o îndreptăm așa. Nu te ascultă, atunci îți rămâne rugăciunea. Sigur, dacă vecinul respectiv ferească Dumnezeu și că este bolnav psihic, într-adevăr, sunt multe nuanțe pe care am de analizat, atunci poate mai bine să nu-i vorbesc. Dar este o cruce grea și în care Dumnezeu mă va ajuta să nu mă umplu de ură și de revoltă. Și se pot într-adevăr ierta dacă lucrul acesta este cu repetiție pentru mine. Da. Cineva vă întreabă, puteți să ne explicați de ce în închisoare fiind Sfântul Ioan Botezătorul și-a trimis ucenicii la Mântuitorul pentru a întreba dacă El este Cel ce trebuia să vină sau pe altul să aștepte? Sfântul Ioan Botezătorul s-a îndoit cu adevărat de Mântuitorul? Sfinții Părinți și Sfântul Ioan Gură de Aur au interpretarea aceasta că nu a fost îndoiala Sfântului Ioan, ci pentru ca ucenicii înșiși, văzând lucrarea Mântuitorului, să creadă și să-i urmeze. Să-i urmeze nu doar la sfatul lui, ci înșiși să-l cunoască. Și Mântuitorul, ce a spus ucenicilor? Duceți-vă și spuneți lui Ioan, șchiopii umblă, orbi văd și săracilor li se bine vestește. Adică semnele apropierii împărăției lui Dumnezeu, semnele apropierii lui Dumnezeu de om. Vindecarea bolnavului care până atunci nu era de gândit. Adică era semnele care ele însă le vorbesc. Vedeți, îl împresurează la un moment dat Iudei și îl întreabă, până când vei scoate sufletul din noi? Te jurăm pe Dumnezeu să-mi spui dacă ești tu Hristosul. Și Mântuitorul, deci întrebarea, cu ce putere faci tu aceasta? Vă voi spune cu ce putere fac eu aceasta, dacă îmi veți răspunde și voi la o întrebare. Și le sunt legătură. Ioan Botezătorul, botezul Sfântului Ioan Botezătorul, botezul Ioan Botezătorul, de unde era? Din cer sau de la oameni? Și ei s-au gândit, ca la jocul de șah, dacă mă spune că e din cer, de ce n-ați crezut lui? De ce n-ați urmat? De ce n-ați lăsat oamenilor să urmeze această cale vădită a lui Dumnezeu? Dacă vor spune că e de la oameni, dacă va spune că e de la oameni, se temeau de oameni pentru că știau că într-adevăr Ioan Botezătorul le-a spus: nu știm, cu viclenie. Și atunci Mântuitorul le spune: nici eu nu vă spun cu ce putere fac aceasta.
nu le spune, nu din răutate, nu din răzbunare, ci dacă voi nu primiți acest semn evident, cuvântul meu nu-l veți putea primi. Este în afară oricărei evidențe. De aceea și în pilda bogatului și a săracului Lazar, Avram îi spune, dacă nu cred în Moise și în proroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Tot astfel, Ioan Botezul își trimite ucenicii ca să vadă aceste semne și să creadă și să înțeleagă. Pentru că aceste semne sunt urmate de o stare a sufletului, de o stare a Duhului. Omul se bucură de adevăr, recunoaște adevărul. Nu-i doar un semn acum că lumina se face brusc albastră. Se roagă pântenic, se roagă brusc lumina albastră. Bun, putem spune că cine ce tehnică are pântenic, fără și-o ține în buzunar. Nu, este o stare a inimii. Omul simte în Duh o lucrare a lui Dumnezeu și o recunoaște. Îi se deschid niște ochi a inimii. Când erau pe cale Luca și Cleopa, spune, oare nu ardea în noi inima noastră? Și spune că Dumnezeu le-a deschis ochii ca să înțeleagă Scripturile. Așadar, toate aceste semne, toate aceste semne erau însoțite de o potență a Harului de a se apropia de sufletul omului. Dar dacă noi ne încrâncenăm, dacă noi spunem că părintele, că așa, Cătălin nu este în locul acesta, ci este în banca a cincea, din momentul acesta în care noi rămânem într-o opțiune și o susținem, nu mai lucrează nimeni noastră. Pentru că este important pentru noi să-l vedem că este aici și să înțelegem lucrurile aici. Abia atunci când noi ne vom vedea așa cum suntem și ne vom arăta lui Dumnezeu așa cum suntem, abia atunci harul se va face simțit de inima noastră. El se face simțit de fiecare care cu onestitate se arată lui Dumnezeu. De aceea, concluzionez, și-a trimis Ioan Botezătorul pe ucenici. Nu doar ca să vadă pe un făcător de minuni, ci ca să simtă într-adevăr atingerea lui Dumnezeu de inima omului. Să ne rugăm și să vă rugați ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Este o bucurie și o străpungere pe care nimic din această lume nu o poate da și omul o știe că este adevărat. Chiar dacă îi se întâmplă în vis, dar aici e o poveste mai lungă. Dacă ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, cum să facem? Cum să facem să nu cădem în cealaltă extremă, să nu mai peste nimic din ce se întâmplă cu noi? Da. Acum, mă iertați, îmi vine să spun că are Dumnezeu grijă, dacă ne lăsăm cu adevărat în voia lui Dumnezeu. Sigur, aici totul ține de o dreaptă înțelegere. De aceea, în biserică, avem duhovnic, avem sfătuitori. Dacă eu vreau să învăț chirurgia, da? Și sunt entuziasmat când văd că a intrat omul ăla galben și livid de moarte, dacă nu intra chirurgul, el murea. Eu sunt entuziasmat și cred că pot să o salvez și eu pe Mărioara care are apendicită. Eu nu mă duc a doua zi în locul operator și zic să vină Mărioara. Cooperez. Și mă apuc și mă învăț, fac 6 ani de medicină, fac rezidențiat și după aceea vedem dacă intru mâna întâi în sala de operație. Ei, și în cele duhovnicești, nu ne repezim, nu le înțelegem rapid după mintea noastră. Rugăciunea adevărată, și spuneam cu inima deschisă spre Dumnezeu, nu ne va lăsa să rătăcim. Chiar și numai așa să rugăm, Doamne, nu mă lăsa să rătăcesc. Dar apoi Dumnezeu ne vorbește prin oameni, ne vorbește prin duhovnic. Ne vorbește prin vecina de la etajul 3, care vine și spune, mățasu-mă, dar nu vezi că-ți plouă pe balcon, tu stai și te rogi, pune mâna, mă, și ia apa de acolo, vezi că ești o nesimțită. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să fac atunci. Dacă la vecinul meu arde casa, eu nu să citesc saltirea. Da? Deci sunt lucruri evidente pe care Dumnezeu ni le vestește. Trebuie să avem urechi de auzit. Omul cu adevărat credincios este într-o disponibilitate. Este omul care își deschide urechile și primește cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, chiar și atunci când nu-i convine. Chiar și atunci când eu vreau să mă rog și Dumnezeu mă trimite să copilez proșile în grădină. Eu zic, bine, Doamne, tocmai acum.
Părinte, vorbiți-ne puțin despre păcatul onaniei sau malahiei. De ce despre răsfrânare se vorbește mai ușor, dar despre acest păcat nu se vorbește? De ce se declanșează acest păcat de la vârste fragede, când nici nu știm ce se întâmplă cu noi? Și aici este și o sămânță a dracului, este și o curiozitate a noastră. Poate fi și o curiozitate, să zicem așa, după fire. Aici este și o lipsă, să zic așa, de educație sexuală, în adevăratul sens al cuvântului, pe care trebuie să o facă, pe care trebuie să o facă părinții, poate și preotul, că mi-a venit să spun preotul, dar în primul rând părinții. Copilul trebuie să știe ce e cu organul genital, ce se întâmplă, ajunge la o vârstă a maturității, la o schimbare hormonală evidentă, nu știe să-și o trăiască. Ajunge fata la niște tulburări, de multe ori mamele acestea sunt constrânse și vorbesc, că sunt lucruri de igienă. La băieți de multe ori nu le vorbește nimeni, sau nu știu lucrurile acestea. Și în loc să afle de la părinți, află văzând filme porno, vorbind între ei prostii, sau pur și simplu încercând să cerceteze, să învețe mai adevărat despre această cunoaștere, ajung la tot felul de rătăciri și pe linia aceasta. Încât la lucrul acesta se poate ajunge și vorbind despre asta copii cu copii și văzând fel de fel de spurcăciuni la televizor. Și sigur că este un lucru care macină pe copii și dă o vinovăție și mai ales toate aceste păcate trupești. Dacă a cunoscut copilul ceața rugăciunii și pe Dumnezeu, va ști clar ce a pierdut. Și Dumnezeu îl va ajuta să iasă de acolo. Și nu numai că îl va ajuta să iasă, dar îl va ajuta să iasă fără un mare efort din partea lui. În lucrarea aceasta, un duhovnic priceput trebuie să vadă toate aspectele, când a început, cum a început, care a fost mobilul, dacă a făcut-o la sfatul cuiva, dacă a făcut-o pur și simplu întâmplător, de ce o face și să îi se explice. Nu paragraful 3, pagina 57, aliniatul 2. Și se explice efectiv care este rolul geneticii, ce înseamnă trupul, cum se mântuiește fiecare simțire a trupului. Cum ar trebui să ne comportăm? Dacă aveți vreo completare, chiar vă rog să completați. Asta e ce mi-a venit acum. Dar oricum, chiar vă rog frumos. Cum ar trebui să ne comportăm cu cei care ne sunt dușmani? Un de la Steinhardt este asta. Spunea că un mare nobil, având o educație princiară, a fost întrebat cum te purta dacă sluga ta te-ar pălmui. Și a spus, știu cum ar trebui să mă port, dar cum mă voi purta exact atunci nu știu. Să ne dea Dumnezeu puterea ca în toate aceste situații de dușmănie să ne purtăm pe măsura poruncii pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și spun să ne dea Dumnezeu puterea, dar și noi să rămânem credincioși puterii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne dă puterea pe măsură. Dar fiecare neputința noastră este o criză pe care o depășim și de fiecare dată este grea. Este greu să admit chiar faptul că a venit cumnata la mine și s-a dat mare cu, știu eu, cu faptul că e mai deșteaptă decât mine, care o facultate și eu n-am facultate. Și mi-a trimis-o așa ironic că, tu vezi acolo, poate faci o prăjitură mai bună. Da? Și-mi vine foarte greu să trec peste asta. Toate lucrurile acestea și toate crizele acestea, dacă le voi vorbi cu Dumnezeu în rugăciune și dacă le voi analiza cu onestitate, mă vor duce nu doar la o împăcare conflictuală cu cumnata sau cu vecinul, ci la o lărgire a inimii în raport cu mulți alți oameni. Altfel trăim cu oamenii, altfel putem prețui bunăvoința cuiva, bunătatea cuiva. Altfel pot să nu mă mai înspăimânt de răutatea și de grosălănia cuiva. A trece peste o dușmănie nu înseamnă că nu mă feresc de hoți. Dacă l-am iertat pe vecinul meu care este hoț de buzunare, nu înseamnă că data viitoare îmi voi ține portofelul la vedere și eventual atârnând doar gheața de papiotă. Ce o să mi-l păzesc mai bine? Da?
și la fel în toate împrejurările. Nu provoc neputințele celuilalt și eu însumi învăț să fiu precaut. Dar să învăț că omul întotdeauna își poate depăși acea măsură pe care o are atunci. Din hoțul ăla de buzunare poate să se nască o pocăință, poate să se nască o bunăvoință. Omul ăla a fost de buzunare vreodată, dacă mă vede că am căzut pe scări, poate să-mi dea mâna să mă ridic. Să nu blochez totul doar la evenimentul acela. Să-i cer de la Dumnezeu puterea ca acolo să aduc iubire, să aduc lumină. Da. Părinte, care trebuie să fie virtutea la care creștinul trebuie mai întâi să tindă mai mult și mai mult? Mântuitorul spune în ultima la cina cea de taină că creștinii trebuie să fie în dragoste unul către altul. Aceasta este virtutea sau alta pe care trebuie să o tindem prima dată? În realitate, ele nu sunt disociate. Și Sfinții Părinți, când vorbesc despre patie, Sfântul Ioan Casian despre cele 8 gânduri ale răutății, și face distinții între patima, trândăviei, lăcomiei, curviei, iubirii de argint și toate celelalte. Nu înseamnă că omul își pune în gând astăzi mă rupt cu iubirea de argint, iar pe celelalte mai vedem. Poate că prioritar tratez cu aceea dacă văd că inima mea se lipește prea mult de bani. Sau că sunt prea zgârcit. Dar în principiu virtutea între cele trei virtuți, dragostea, credința și nădejdea, aș vedea în primul rând să hrănim în noi credința adevărată în Dumnezeu. Să fim tot timpul atenți la gândul inimii care ne va vesti punctele noastre de slăbiciune. Unul din noi este foarte sensibil și pe acela vrăjmașul îl poate face și mai sensibil până la deznădejde în anumite vorbe pe care le spune cineva. Altul este mai întărit și poate deveni grosolan și rigid. Fiecare să fie atent la mișcările sufletului său și să se roage. Și sigur, să facem toate cele pe care le vedem ale zilei, a început postul mare. Apoi, prima grijă pentru noi este să mi-o iau în serios. Să încep să țin postul împreună cu biserica. Acest post este o mărturisire a credinței mele. Este o jertfă pe care o fac pentru Dumnezeu. Nu e o dietă, nu o fac ca să slăbesc. Nu o fac doar ca să fiu mai sănătos. Adevărat că Dumnezeu a pus această poruncă și pentru că trupul și sufletul se intercondiționează. Dar în primul rând, primul meu gând este că îl fac pentru ca să mă apropii, să-L cunosc pe Dumnezeu. Gândul acesta este esențial. Eu mă pot apropia de un cerșător și în aceea situație să mă port la fel și totuși gândul meu să facă diferența esențială între a fi sau a nu fi cu Dumnezeu. Concret, da? Este un cerșător pe o bancă, îl văd că are o expresie de suferință, îl văd că ar fi vrenit să fie ajutat și spun, păi, eu, Nichifor, acum, uite, stați oameni în spate, hai, domne, să-i dau un leu, n-am, nu-l cred, o suferi, hai, scăp de el. Da? Eu un gând, am dat bani și mereu. E mai bine decât dacă nu i-am dat. Puteam să nu-i dau, să trec mai departe. Dar alt gând poate să fie să-l întreb, ce-i cu tine, omul? Ce te doare? Păi uite, îmi trebuie un ban. Dar ce s-a întâmplat? Dar de ce trebuie? Păi uite, de asta. Păi să-ți aștept Dumnezeu și dau cât am. Iată, și într-un caz și într-altul, i-am dat un ban. În cazul al doilea am și vorbit cu el. Dar starea inimii este cu totul alta. Această stare a inimii o caută Dumnezeu. Și o caută nu doar atunci când eu mă centrez, ca la o olimpiadă, anul ăsta eu mă duc la olimpiada de român. Învăț prioritar la română, da? Celelalte materii, pe locul 2, 3 și așa mai departe. Pentru noi, toată mișcarea inimii este importantă. Că e vorba de milostenie, că e vorba de curățenie, că e vorba de rugăciune, toate sunt importante. Chiar dacă azi am fost milostiv, asta nu mă îndreptățește când mă duc acasă să spun, ia hai să mă uit eu acum la un film frumos, să jucăm un joc pe calculator și după aceea sigur că nu o să mai am timp să mă rog pentru că s-o obosit. Părinte, la cine sau la ce să mă gândesc când citesc Psalmul 108? La Dumnezeu.
la Dumnezeu și la împăratul David ca să ne dea și nouă Dumnezeu puterea lui de credință. În psalmii lui David vedem în primul rând mare realism și asumându-și tot zbuciumul nostru, scoală-te, Doamne, pentru ce dor. Este un strigăt viu, un strigăt am putea să ne lipsit de politețe. Bărsavă-i către el rugăciunea mea. Lipsit de eufemism. Pentru că David a trăit viu relația cu Dumnezeu. Iată dar că în relație cu Dumnezeu și în psalm și în alte rugăciuni noi trebuie să ne raportăm la însuși Dumnezeu, dar la psaltire mai ales și la prorocul care a fost insuflat în încercările lui. Cineva vă roagă să vorbiți puțin despre de ce sunt interzise relațiile sexuale înainte de căsătorie. De ce Dumnezeu a interzis asta? Da. Ce e rău în aceasta? Sigur, să fac o distinție minimală ca să înțelegem. Să presupun că eu vreau de adevăratelea să mă căsătoresc cu o fată pe care o iubesc. Probabil vei face cununia civilă în luna aprilie și cununia religioasă o să fac eu probabil prin decembrie-ianuarie, pentru că acum n-am bani de nuntă și totuși trebuie să fac nuntă mare. Și până atunci, care e problema, într-adevăr? Nu? Oricum o iubesc și acum, cum o voi iubi și atunci. Și, de fapt, ce mă împiedică să-mi asum relația până la capăt? Este vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântarea care se răsfrânge în primul rând în actul zămislirii. Pentru că pofta pe care o caută omul în actul sexual este de fapt bucuria și plinitatea pe care o arătă Dumnezeu într-o naștere de viață. Frauda pe care însoțește de multe ori actul sexual înaintea căsătoriei, aceasta este minciună și îndepărtare de Dumnezeu. În primele secole creștine, până prin secolul VIII, în timpul împăratului Alexe Comnenul, nu era încă o slujbă a cununiei așa cum trăim astăzi. Cel care se angaja într-o relație, în momentul în care se împărtășeau în biserică împreună, erau recunoscuți în biserică ca și soț și soție și își asumau această relație ca atare, cu aceeași obligativitate și responsabilitate pe care o are soțul astăzi față de soția sa în fața lui Hristos, adică de păstrare a credincioșiei unul către altul, dar și a credincioșiei actului zămislirii care se referă la nașterii de prunci. Orice fraudă lăuntrică în sufletul nostru, dar și în acest act al vieții, se răsfrânge asupra relațiilor noastre în toate celelalte pe care le dobândim. Și în acest act, mergând spre o pervertire a poftei, spre o sălbăticire a poftei până la obsesie, așa cum vedem când se ajunge, ca în cazul Sfintei Marie Egipteanca, și spre o biruință de pofta respectivă. După cum a mânca ne este necesar tuturor, dar una este să mănânc, precum ajunsese Sfânta Maria Egipteanca să mănânce foarte puțin, pentru că puterea Duhului o făcea să nu mai aibă nevoie de atâta mâncare, alta este să mănânc până la a-mi primejdui viața prin prea multă mâncare sau printr-o dependență bolnăvicioasă, de bulimie și așa mai departe. Actul trupesc în căsătorie, binecuvântat Dumnezeu, este spre naștere de prunci, și atunci când omul se înțelege așa, nu este chinuit și biruit de poftă. Din contră, omul care nu-și împlinește actul în rostul lui, nu va fi împlinit și va simți frauda chiar în căsătorie, că își va simți neîmplinirea aceea. Ce vreau să spun? Am prieteni un pic mai în vârstă ca mine, și îmi spuneau într-o întâlnire, dacă știi ce zi importantă este pentru noi asta, de ce? Astăzi împlinim 30 de ani de când ne-am ținut prima oară de mână.
plimbându-se într-un parc. Acum nouă ni se par lucrurile acestea depășite de mult. Înainte de a se ține de mână, ne întrebăm când și unde. Ori, în această ținere de mână, de fapt, ceea ce biruia era nu pofta, nu nerăbdarea de a ajunge la un act de care se vorbește atât de mult și care mă obsedează, ci era cinstea pentru celălalt, prețuirea celuilalt, taina celuilalt, care nu se epuizează nici în căsătorie când o trăiesc așa. Oamenii ăștia erau fericiți, s-au cunoscut când erau tineri, în primii ani de studenție. Și acum sunt la vreo 50 de ani și trăiesc o prospețime a relației, o gingășie între ei doi, cum nu o au cei care s-au stricat în alegeri, de multe ori duse până la capăt în voluptatea poftei. De ce cu atâta ușurință astăzi se trece peste asta, peste această poruncă mântuitoare să nu curvești? Poate și dintr-o frică, că simțim atâta minciună între noi, atâta trădare, încât de multe ori nici fata nu mai are curajul să ducă până la capăt așteptarea și să-și păstreze toată onestitatea și curăția inimii pentru un singur bărbat, că se teme că nu-l va găsi, bărbatul la fel. Dar dacă vom însoți cu rugăciunea aceasta și vom întâlni acea dragoste de credincioșie, de prețuire unul față de altul, mai mare binecuvântare nu poate fi. Și actul zămislirii atunci nu va fi unul care ne va înrobi, pe care vom căuta cum căutăm filme obscene pe internet, ci este un act în care nu vom pierde demnitatea celuilalt, ci vom înțelege că acolo este binecuvântarea și creația lui Dumnezeu. Și de aceea, în cununie, binecuvântarea este cea care arată legătura noastră cu Dumnezeu. Dacă în toate cele mici, cu cât mai mult în cele esențiale, în taina căsătoriei, care este unică și așa trebuie să rămână. Să credeți că veți găsi bărbatul care să fie credincios, să credeți că veți găsi fata care să fie credincioasă, să nu creadă bărbații că toate fetele sunt ușuratice și trăiesc cu ușurătate acest sentiment, să nu creadă fetele că toți bărbații trăiesc cu ușurătate acest sentiment. Fiecăruia este teamă că toată lumea îl trăiește astfel și atunci nu vrea să fie mai proastă sau el mai prost și să încerce altceva. Să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face cu putință ca cel de aici și cel de dincolo să facă o familie de diamant. O familie care această curăție trupească să aducă harul lui Dumnezeu în chip îmbelșugat. Harul lui Dumnezeu se revarsă în familie și când noi am cunoscut, că ne-am poticnit, că ne-am crezut în darul lui Dumnezeu, dar nu la fel ca atunci când omul a crezut dintr-un început și statornic în Dumnezeu. Să credeți în Dumnezeu și să credeți că vă veți putea găsi bărbați și femei pe măsura așteptărilor dumneavoastră și să-i cinstiți și să-i prețuiți. Bărbatul sau femeia nu-i piesă de schimb. Mă căsătoresc azi și mă mai căsătoresc peste 3 ani. Am un prieten azi sau mai am un prieten peste 3-4 luni. Văd cum este, acum e alalt. Peste 7-8 ani văd eu, mă decid dacă și cum și cu cine și ce fel. Bărbatul și femeia trebuie să-ți fie bucuria inimii tale și acolo va fi binecuvântarea lui Dumnezeu. Să credeți aceasta și Dumnezeu va face minunea cu putință. Este adevărat că mulți copii născuți cu dizabilități, cu handicapuri mentale sau trupești, sunt născuți așa pentru că sunt zămisliți în post. Nu este adevărat. Atât? Atât. Da. Părinte, cum să scăpăm de egoism și de dorința de a-L avea pe Dumnezeu numai pentru noi? Cum? Dorința de a-L avea pe Dumnezeu numai pentru noi. Pentru noi. Aici este felul nostru bolnav de a ne raporta la dragostea din jur, dar de multe ori și greșeli pe care le vedem că se repetă și în familie noastră și stereotip. Mi-amintesc de o familie dragă, oameni duhovnicești. Un băiat minunat, părinții tineri, copilul era alintat de părinți, de bunica, și la vârsta de vreo 2 anișori ceva, s-a născut o surioară, bucuros, ca orice eveniment nou, are cu cine să se joace.
E, bucuria a început dintr-o dată să fie amenințată de albinele când a văzut că nu mai are centru de interes. Toată lumea când intra în casă întreba de Iustin, să zicem. Da? Toată lumea când venea în casă aducea o ciocolată lui Iustin. Bunica, când intra în casă, se uita unde este Iustin. Mama și tata, unde este Iustin? Când s-a născut Iustina sau Cerasela, deja Iustin era pe locul 2. Și îmi povestea bunica că la un moment dat se juca cu Cerasela, se juca cu Iustin și în timp ce îl mângâia și arăta dragoste, zice, pe cine iubește bunica mult, mult, mult? Zice, pe Cerasela! Da. Trebuie să avem înțelepciunea să arătăm dragoste copiilor noștri. De multe ori, lucrul acesta de a avea pe Dumnezeu doar pentru noi, de a avea un iubit doar pentru mine sau mai mult sau așa mai departe, de a avea o prietenă frumoasă să mă invidieze prietenii când ies pe stradă, de a avea o mașină bună, 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 cum n-am avut, toate astea sunt între noi și greșeli pe care le-am trăit în copilăria noastră. Trebuie să ne rugăm, trebuie să le vedem cu luciditate și să aveți grijă când veți fi părinți, să nu le repetați. Îi trage Cerasela un pumn lui Iustin, ce îi spune Iustin? Ei, lasă că asta e mică, nu e nimic, tu nu îi trage nimic, e mică, nu e nimic, tu lasă rabdă. Și el are și el abia 2 ani și ceva, 3 ani și ori, nu înțelege. Ori trebuie să-i spun, Cerasela greșește. Nu face bine ce face. Acum, deocamdată, este mică, dar eu trebuie să-i spun și lucrarea asta, pe măsură ce crește. Că nu face bine ce face. Și poate și ei să-i dau o pălmuță să fac să înțeleagă. Am cunoscut frați care nu și-au vorbit ani întregi, pentru că între ei au fost nedreptăți. Mama favoriza pe fratele mai mic împotriva surorii mai mari sau invers. Și lucrurile acestea au născut niște răni. Asemenea greșeli pot duce la frustrări, la egoisme, la dorința de a avea părintele numai pentru mine. Plus că dacă s-a bătut Iustin cu Cerasela, Iustin are 5 ani, Cerasela are 2 ani. La cine ții pe mai tare? Pe la Iustin, bineînțeles. Ca aia mică are 2 ani, încă nu pricepe prea începe, el iei pe să las mătoceală. Și copilul nu înțelege. Pe de altă parte, Cerasela n-a fost bătă până atunci. Ea vede la Iustin pericolul și începe să se poartă ca atare. Ea aude tot timpul că îi spun lui Iustin, asta e mică, nu o bată, trebuie să o protejezi. Ea învață că trebuie să fie protejată. Ea învață că poate să bată fără să aibă consecințe, pentru că trebuie să fie protejată, e mai slabă. Și învață de mică să se poartă în așa fel încât ea să nu fie bătută. Părinții o vor bate mai puțin pe ea. Și pentru faptul că e mai mică și pentru faptul că ea, văzând ce bătaia a încăsat Iustin, știe să se ferească. Iustin, după ce a dat tot unul pe alta, așa, nu mai are ce face. El încasează toate bătăile. Bun. Și ajunge Iustin să nu se mai bucure de Cerasela. Sunt niște mecanisme care lucrează. Și va trebui să le vedem, va trebui ca aceste greșeli să nu le facem cu copiii noștri. Să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciunea să nu le facem. Iar dacă vedem în noi purtările acestea de copil mic, să-L am pe Dumnezeu doar pentru mine, să știu că încă nu am crescut, că încă nu L-am înțeles pe Dumnezeu. Dar pe măsură ce-L voi înțelege pe Dumnezeu, nu voi putea să nu-L împărtășesc altora. Omul care este fericit cu adevărat nu-i capabil de ură. Împărtășește fericirea cu tot celălalt. Suntem invidioși, suntem egoiști, pentru că de multe ori suntem nefericiți, ne simțim amenințați, ne simțim în pericol. Să știm că în Dumnezeu putem într-adevăr să aflăm împlinire și pe măsură ce vom cunoaște că Dumnezeu ne se dăruiește de săvârșit, nu ne vom teme să-L mărturisim celorlalți și ne vom bucura împreună cu ceilalți. Părinte, cum putem să luptăm cu stările de tristețe, de deznădejde? Ce ar trebui să facem în aceste momente? Nu le putem pune pe toate la un loc. Mă gândesc la momentele mele de întristare și de la momentele mele de deznădejde și sunt. Și sunt și acum.
Poate că moare cineva drag, poate că mă simt nedreptățit, poate că mă simt biruit de prea multe griji. Sunt lucruri pe care nu le putem generaliza. Fiecare criză a noastră trebuie văzută cu atenție, trebuie să ne rugăm și câteodată trebuie să ne și trăim tristețea, punându-o înaintea lui Dumnezeu. Doamne, sunt trist. Sau mă simt profund nedreptățit. Cum să scap de lucrurile acestea? Cum să-mi trăiesc rămășia aceasta? Cum să suport eu faptul că prietenul meu cel mai bun, poftim, vorbește acum cu prietena mea? Sau lucruri asemănătoare. Cum să-mi trăiesc lucrurile acestea? Să nu ne temem a le vorbi cu Dumnezeu, cu cuvintele noastre. Acesta este înțelesul rugăciunii lui David, bărsavui înaintea lui rugăciunea mea. Să le vorbești și cu duhovnicul, dar primul pas este nu de a apela la vreo tehnică ca să scap de tristețe sau de durere sau chiar de deznădejde. Să înțeleg că deznădejdea este o vestire a necredinței mele. În Dumnezeu nu poate fi deznădejde, dar întristarea poate fi. Durerea poate fi, copleșirea poate fi. Ne putem simți zdrobiți de multe ori, de încercări, poate și de griji. Poate de multe ori dorim o odihnă a sufletului, nu spune David, lasă-mă să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. O odihnă de zbatere lăuntrică, de presiuni de tot felul pe care le avem asupra noastră. Așadar, în deznădejde să fim atenți, pentru că acolo este un semn al necredinței și este un ciocănit al diavolului la ușa sufletului nostru. Dar în întristări să fim atenți. În primul rând, să nu le hrănim în sufletul nostru, ele pot fi legate de ceilalți. M-a rănit cineva, m-a nedreptățit cineva. Nu mă pot bucura, dar pot prin rugăciune să depășesc starea respectivă. Dar ce mă fac când suferă copilul meu, când a murit copilul meu, când a murit mama mea sau tatăl meu? Atunci este o întristare. Mă pot trăi cu demnitate, nu cu deznădejde, dar atunci este o întristare și întristarea aceasta poate fi rugăciune adâncă în sufletul meu, rugăciune care biruiește moartea și despărțirea de mamă sau de tată. A simțit în mod vădit ajutorul Sfinților Trei Erarhi, fiind slujitor acolo în mănăstirea Sfinților Trei Erarhi? Ce să spun? La întrebarea asta nu voi explicita cu deamănuntul. Pentru că dacă aș fi trăit o minune în chip vădit, asta este taina inimii mele că Sfinții Trei Erarhi. Și nu este semnul acum că pot împărtăși lucrul acesta așa. Cred și știu că Sfinții Trei Erarhi ne ajută și știu că pot face minuni. Și cer mânghierea lor și am încredere în încercările lor. Dar evit să răspund la întrebări de genul cum de-ați ajuns călugări? Ce v-a trecut prin gând când ați trecut pe acolo? Cum v-a ajutat Sfinții Trei Erarhi? Și așa, și așa. Pentru că de multe ori omul caută să trăiască mimetic aproape același. Păi uite, a spus Părintele Nichifor că în momentul când s-a rugat la Trei Erarhi, la Sfântul Vasile cel Mare, Domnule, i s-a prins un foc în inimă. Și mă rog de 3 zile ca prostul aici și nu simt nimic. Da? Și atunci ce se întâmplă? Ori am mințit Părintele Nichifor, ori înseamnă că eu am o problemă. Da? Și mă duc la duhovnic și spun ce se întâmplă. Eu pot să mă rog, Nichifor, luni întregi la Sfinții Trei Erarhi să nu simt nimic și pot să mă rog odată și să trăiesc o mare minune. Și dacă vă spun vouă că am trăit o mare minune, spui, uite, Doamne, ce simplu este. Da? Încât toți avem experiența noastră, dar vă mărturisesc că am cunoscut și închid minunat ajutorul Sfinților, nu doar al Sfinților Trei Erarhi, și al lui Dumnezeu, dar cum și ce fel, nu-l mărturisesc, dar ca mărturie vă spun că am trăit lucrurile acestea. Fiecare, la măsura lui, când va avea nevoie, îi se va da să cunoască asta. Credeți în ajutorul Sfinților, pentru că este real și ne ascultă și ne mângâie inima și ne ajută concret în situația adevărată. Cineva vă întreabă, vorbiți-ne puțin, Părinte, și despre femeia catolică din copilăria Sfinției voastre.
Așa. Cum da. Își trăia crezul și credința? Mergeam cu dânsa la Biserica Catolică. Și dânsa era cea care mă luase pe custodie în principal. Și eram cunoscut la Biserica Catolică. Nu știam atunci diferențele, nu înțelegeam. Eram derutat într-adevăr când vedeam că părinții își fac cruce într-alt fel, eu știind că altfel îmi făceam cruce în biserică. Eram iubit de toată biserica de acolo, pentru că eram copil mic, spuneam rugăciunea cu voce tare și ca orice copil mă simțeam foarte mic când eram în centrul atenției. Dincolo de asta, și dânsa, ca și erau cumnate, ca și cumnata ei, avea o inimă bună și o dragoste sinceră de copil. Însă, deși cu ea îmi petreceam întregul timp, nu pentru că sunt ortodox, acum mă mărturisesc, eram mult mai atras de cealaltă. Cu cealaltă dormeam, cu cealaltă mă rugam și o simțeam iarăși mai firesc, mai aproape de sufletul meu. În rugăciune mele le porteam în două și cealaltă mi este foarte dragă, dar pot spune că am fost copleșit de cea din urmă, de cea ortodoxă în felul acesta, fără să minimalizez acum pe cea, dar undeva gândesc într-adevăr, nu era aceeași plinătate, nu era aceeași, nu era. Pentru că a zis, Părinte, că le purtați în rugăciune, cu siguranță vor mulți să vă întrebe, pentru că și ei au rudenii greco-catolici, catolici. Da. Se pot ruga? Cum se pot ruga pentru acești oameni? Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că în taina Sfintei Împărtășanie nu putem pomeni pe cei care nu sunt ortodoxi și chiar dintre ortodoxi pe cei care nu se pot împărtăși încă. Pentru că la Sfânta Liturghie preotul, înainte de a începe slujba pe care o știm cu toții în biserică, face ceea ce numim proscomide, aducerea înaintea darurilor, agnețul care se transformă în trupul lui Hristos și miridele care se scot pentru fiecare credincios. Și acele miride au o părtășie cu trupul viu al lui Hristos. Cel care este pomenit la liturghie are părtășie și se unește în taina Sfântului Potir cu Hristos. Și atunci Sfântul Simeon al Tesalonicului spunea că la Sfânta Liturghie să nu aducem pomennice cu cei care nu sunt ortodoxi și cu cei care nu se pot încă împărtăși. Pentru că, după cum Hristos nu ne forțează să ne apropiem de El, ne cheamă să ne apropiem, dar nu ne forțează, tot astfel noi nu putem forța pe Hristos să se unească cu cei care încă nu și-au exprimat, vădit această apropiere. De aceea, pe cei catolici îi putem pomeni la celelalte rugăciuni, în afară de Sfânta Liturghie și în rugăciunile noastre de fiecare zi. Eu însumi fac așa. Mă iertați, aș face o pauză acum. Dacă mai sunt bilete, haideți să le adunăm acum și să le aducem. Cineva întreabă, canonul 50 apostolic spune că taina botezului trebuie săvârșită prin trei scufundări. Este această taină validă dacă este săvârșită doar prin stropire sau prin turnare? Este un subiect controversat. Și despre validitatea botezului se vorbește în biserică cu economie și cu acrivie. Încă din timpul Sfântului Ciprian al Cartaginei s-a scris mult despre când și cum poate fi recunoscut inclusiv botezul celor de alte credințe. În momentul în care, concret aici, întrebarea se referă la botezul ortodox, săvârșit nu prin afundare, ci prin stropire. E bine să fim înțelege la început că botezul se face prin afundare. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune că omul întreg trebuie afundat. Ceea ce nu a avut părtășie cu apa botezului nu este deplin vindecat. Dar unde apare economia? În momentul în care mama a născut un prunc la spital, care trage să moară și are câteva zile,
și este în incubator. În incubator unde numai asistenta poate băga mâna prin două găurele mici. În momentul acela, pruncul este în mare probabilitate să moară. Și mama nu vrea să moară nebotezat. Și cheamă preotul să-l boteze. Preotul nu are cum să scufunde incubatorul cu tot cu fire și cu copilul. Și atunci îl va stropi. Și îl va boteza fără să urmeze toți pașii care sunt ai slujbii botezului. Nici măcar lepădările, ci doar botezul prin stropire. Și canoanele spun că acest botez este recunoscut și nu se mai repetă. Nu se mai repetă pentru că este făcut ortodox în numele Sfintei Treimi. Ba mai mult, acel prunc, chiar dacă a fost botezat de asistenta medicală când s-a născut, pruncul este declarat că a murit botezat. Chiar dacă a murit, a murit botezat. Botezul a fost recunoscut. Chiar și dacă pruncul trăiește și chiar a fost recunoscut, a fost botezat de asistenta medicală prin stropire, acel botez nu se mai repetă, ci preotul împlinește toate cele ce n-au fost, respectiv lepădările, mirungerea și celelalte rugăciuni. Încât cei care se știu a fi botezați prin stropire să se sfătuiască cu duhovnicul lor și în felul acesta să urmeze. Pentru că avem și precedentul acesta, că Sfântul Paisie Bericicovski, celor care veneau din Ardeal în general să se călugărească la el și fusese rebotezați chiar ortodox, dar doar prin stropire, Sfântul Paisie Bericicovski îi boteza din nou. Confirmând prin aceasta că ceea ce se făcuse, se făcuse greșit, nedeplin. Prin economie însă, putem accepta ca fiind lucrător și adevărat botezul făcut și prin stropire. Dar prin economie, adică înțelegând că nu este vina celui ce a fost botezat, ceea ce s-a făcut nu s-a făcut bine, dar putem accepta prin economie, după cum acceptăm și la bebelușul care atunci a fost botezat într-un caz de maximă urgență. În mod normal, botezul prin stropire ar trebui îngăduit numai în asemenea cazuri de maximă urgență, cum este copilul care s-a născut și este în primejdie să moară. În rest, dacă acel copil nu e în primejdie să moară și nu altă primejdie, trebuie să-l botezăm prin afundare. Aceasta este învățătura bisericii și aici sunt multe semnificații, multe lucruri pe care trebuie să le cunoaștem și așa trebuie făcut. Părinții care vă veți duce cu copiii la botezat, cei care veți fi nași, căutați să vorbiți cu preotul și să insistați ca să fie copilul botezat prin afundare, pentru că așa este corect. Părinte, nu mai avem stareți unde să căutăm sfat ca de la Duhul Sfânt? Ce va urma oare cu viața monahală? Îi spune Dumnezeu lui Ilie că mai sunt încă 70.000 care nu și-au plecat piciorul lui Baal de proroci. Ilie credea că este singur pe bună dreptate. Și erau mulți care nu-și plecaseră piciorul lui Baal. Dacă noi astăzi suntem în sala aceasta, dacă eu simt rugăciunea celor care se roagă pentru mine, este și pentru faptul că sunt oameni care din toată inima lor și din tot gândul lor slujesc lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu e puțin. Și oamenii aceștia poate nu toți sunt duhovnici. Poate nu toți ne pot da sfaturi. Poate nici măcar nu lasă multe înscris. Dar călugării care suntem astăzi și dumneavoastră care sunteți astăzi, suntem într-un timp în care Dumnezeu a îngăduit să ne naștem. Și dacă ne-a dat să ne naștem, în acest timp Dumnezeu va lucra cu noi cele ale vieții, dacă noi dorim. Să nu uităm că avem acum, pot spune, o inflație de cărți adevărate și duhovnicești. De ce să mă uit eu pe Facebook în fiecare zi la câte like-uri a dat Cerasela și Micșunela și toți ceilalți și să văd o veveriță care merge pe bicicletă și să văd un jucător de fotbal care și-a rupt piciorul sau mai știu ce altceva, da?
în loc să citeți Filocalia numărul 4. Și dacă voi citi Filocalia numărul 4, în mod clar săptămâna viitoare nu mă voi accesa pe Facebook. Eu să știți că n-am Facebook. Da, am auzit de chestia asta. Da. Și atunci suntem slăbănogiți pentru că ne facem alegerile prost. Puținul timp pe care îl avem, ne-l chivernisim prost. Avem cărți adevărate, cărți care ne așteaptă să le cercetăm. Citeam în timpul unui examen la facultate, când eram tânăr ca voi, cele 5 cuvântări teologice ale Sfântului Grigore Teologul. Și mă gândeam, păi frate, dacă s-ar face asta la facultatea de filozofie sau la facultatea de psihologie, e o adâncime extraordinară. Și sunt niște înțelesuri la Sfinții Părinți pe care vă spun cercetătorii lumii de astăzi le pot sonda inepuizabil. Spunea cineva care este dezavantajul cărților noi, că ne fură timpul să le mai citim pe cele vechi. Multe din cele vechi sunt adevărate tezaure. Nu mai avem duhovnici carismatici, precum Sfântul Serafim de Sarov, să citim Cuvântul Dumnezeu și Scripturi și cărțile de folos care rămân necitite în cărțile, în bibliotecile noastre. Mă iertați. Părinte, avem voie să nu ne placă anumiți oameni? Ce înseamnă, de fapt, să iubești pe toți oamenii? Unii pur și simplu sunt antipatici. E vorba ca, e ca și cum a spune, dacă am voie să am crampe la stomac. Păi le-am, domnule, ce să fac cu ele? Asta este. Na. Deci e clar că le-am. Să înțelegem că și în acel chip și în acea neliniște pe care o primez de la acel om și în întâlnirea aia Dumnezeu caută. Dumnezeu nu-l ține pe Vasile deasupra etajului meu doar ca să facă mie zile fripte, ca să mă inunde apartamentul și să mă cert eu cu nevastă mea din cauza că nu mă duc să mă cert cu vecinul de sus, că nu vezi că ne inundă tot timpul. Da? Dumnezeu are un plan cu Vasile. Dumnezeu are un plan cu Vasile și eu trebuie să lucrez împreună cu Dumnezeu cu acest plan. Doamne, îți laud îndelunga răbdare, dar dă-mi-o și mie, că nu mai pot. Și asta spunând-o nu în sens ironic, nu așa, ci chiar slăvindu-L pe Dumnezeu și cerând de la Dumnezeu puterea de a duce aceasta, puterea de a răbda, puterea și de a vorbi și de a face înțelege către Vasile. Și lucrurile acestea nu sunt povești. Dumnezeu schimbă ceva înăuntrul nostru. Am citit o poveste, zic poveste, că pare ca o poveste, dar este o lecție de viață adevărată, petrecută în Rusia, în care era vorba de un criminal înrăit, nu specifică, sau nu mi-amintesc eu în carte, împrejurările în care a devenit de o cruzime atât de mare, dar ceea ce știu este că la un moment dat, căutând să jefuiască, să omoare pe cineva dintr-o casă de avuți, n-a găsit decât un copilaj de vreo 5-6 ani. Acela era în pat, a căutat să-l omoare, și nu s-a înfricoșat de fața lui fioroasă și așa, n-a primit ca feedback spaima aceea pe care o ai rapid față de cel care vrea să te omoară, și copilașul nevinovător a scos un ouă și a spus: Hristos a înviat, Domnule. Da. Ei, râdem și nu ne vine să credem. Hoțul acela a devenit un om care s-a transformat, a devenit călugăr spre sfârșit. A devenit un om care a copleșit prin transformarea lui. Asta nu este o poveste scrisă într-o carte, este o întâmplare de viață. În timpul comunismului, și am citit și la Oru și la noi, au fost întâmplări de viață copleșitoare, minunate. M-a spus cum am trăit cu bătrâna mea și sunt mai multe pe care le-am trăit cu ea. Sunt anonime, poate dacă nu vreau să le povestesc altcineva nici nu le vedea. Îmi amintesc
Iarăși la dânsa. Credincioasă de ani și ani, mergând la biserică cu credincioșie, cât de mult s-a bucurat când a aflat că postesc, că cunosc pe Dumnezeu. Și la un moment dat o supărase și pe dânsa, apropo de întristare, un vecin, și era întristat. Și o văd așa și mi-a zis, păi uite așa, ce mi-a spus. Încep eu atunci, ca oul pe găină, să-i spun, uite, știi că am citit că trebuie să-i opim pe vrăjmașii noștri și mai departe și spuneam lecții. Ce-ar face Nichifor acum? Păi ce mă, tu mă vezi pe mine? Na? Și stai acolo, că tu ești mic. Ce-mi spune bătrâna? Să-i uita și se bucură. Zice, vai ce mă bucur, zice, tu ești mai credincios decât mine. E, aici trebuie să ajungem. Acesta este firescul. Acesta este firescul. Nu îngânfarea, nu înțepenirea în propriile judecăți și prejudecăți, nu încrederea în sine. Păi tu îmi spui mie. Păi nu știu eu. Na. Cum să reacționez atunci când tatăl meu înjură de Dumnezeu, când sunt și eu de față? De regulă eu nu zic nimic, nu-i atrag atenția, nu reacționez nici cum. Ar trebui să am o altă atitudine? Îmi e foarte greu. Îmi e foarte greu să, iarăși, doar în întrebarea asta, să fac niște distinții. Nu știu dacă tatăl doar înjură de Dumnezeu, dacă nu cumva și bea, dacă nu cumva este și agresiv și multe altele. De cele mai multe ori, ele se împletesc. Rare cazuri când cel care înjură pe de Dumnezeu să fie doar niște scăpări și niște buruieni de limbaj. De cele mai multe ori este un duh care se manifestă pe multe planuri. Dacă îi spun tatălui meu care bea și bea de nefericită întreaga familie, mă tată, până când ai să mă continui? Eu bețel? M-ai văzut pe mine beat vreodată? Da? În momentul în care omul își recunoaște păcatul, și pe linia asta am vorbit în biserică în primul rând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu și reiau acest cuvânt. Dumnezeu nu a spus acest cuvânt într-un duh de judecată. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, hai, cât mai este timp, că o să muriți. Nu în duhul acesta panicat. Ci este aici o altă bună vestire. S-a apropiat Dumnezeu de tine, suflete. Și s-a apropiat ca să te cerceteze, ca să te vindece, ca să te mântuiască. Pocăiește-te înseamnă ieși din toate legăturile tale, din toate zidurile tale pe care ți le pui în fața Dumnezeu și apropie-te și tu de Dumnezeu. Ce nu te lasă să te apropii de Dumnezeu? De multe ori, o mândrie prea mare, o înțepenire prea mare, ca tânărul bogat, o avuție care te leagă, plăceri care te leagă. Spuneam în biserică, sunt și suntem dintre noi ortodoxi și oameni care mergem la biserică și vezi că nu-și vorbește mamă cu noră. Păi mi-a zis și mi-a făcut, cum să o iert eu? Nu iert. Și știe că dacă ar ierta-o, i-ar fi mai bine. Și ar fi pace și s-ar bucura de sărbători și numai de sărbători, dar nu vrea să o ierte. Și aici este un lanț al păcatului și un lanț al diavolului. Și nu va putea beata femeie să sărâme acel lanț doar văzându-l, ci va trebui să spovedească, va trebui cu durere să-l mărturisească și să se roage pentru asta, Doamne, scapă-mă! Și va scăpa de aceasta. Iată că la tatăl respectiv, de multe ori acolo se cimentează niște alegeri. Și omul care înjură, cel care este în beție, în primul rând, nu-și recunoaște lucrul acesta. Cum eu să beau? Fii serioasă. Ți se pare ție? Se pare maică-te? Fii serioasă, nu-i adevărat. Na. Cel care înjură, de multe ori nu știu, te ia în seamă, mai ales copil al lui fiind. Cu multă înțelepciune, cu multă delicatețe ar trebui spus într-o anume împrejurare. Sunt situații în care trebuie spus mai tranșant, alteori mai delicat. Dar, în primul rând, trebuie și rugăciune pentru tată.
Trebuie post al tău, cel care stai în casa respectivă. Trebuie răbdare. De multe ori, văzând Tatăl lucrarea ta și smerenia ta, acel Duh care îl chinuie și care se manifestă prin înjurătură și te chinuie pe tine și pe El, acel Duh va pieri. Dar e și de multă smerenie și multă credință. Nu este doar o tehnică. Mă duc, îi spun Tatălui și Tatălui să spună, vai, iartă-mă și de mâine nu mai înjură. Poate fi și asta, ar fi o mare minune și ar fi bine să întâmple așa, dar de cele mai multe ori nu este așa. Nu mai știu dacă în Pateric se istorisește despre un tată îndurerat care avea o fată îndrăcită. Și merge la mai mulți părinți să ceară sfatul și se spune, te duci în târg. Și vezi că la data cutare vine călugurul cutare care își vinde coșurile. Și îl chem la tine acasă să-i dai banii. Te prefaci că ai uitat banii, că nu ai și că e acasă. Și să se întâlnească cu fata ta în felul acesta. Și face tatăl așa. Un copil sau un om îndrăcit este înspăimântător, chinuitor, mult mai înspăimântător decât un tată care înjură. Uitați-vă la cel care înjură, la privirea lui. Uitați-vă la cel care bea, la privirea lui. Uitați-vă la cel care urăște sau la cel care e mândru, la privirea lui de sticlă. Și veți înțelege acolo că nu-i vorba doar de un lucru de moment, ci vorba de duhuri care au prins putere în acel om. Și duhul care nu mai ies doar cu o vorbă bună, cu o diplomație, cu o tehnică, doar spunându-i anumite lucruri. Iată că intrând acel călugăr, se spune că l-a întâmpinat fata respectivă și când a văzut, i-a tras o palmă cu furie. Și călugărul, trăitor fiind adevărat între Hristos, întoarce și celălalt obraz. Și atunci un strigăt înfricoșat din fata a ieșit, amar mie, cu durere ies din acest trup pe care îl stăpânesc de ani de zile pentru smerenia acestui călugăr. Că rugăm, n-am început să o întrebe. Dar de ce m-a bat omul lui Dumnezeu? Dar ce ți-am făcut eu ție? Dar nu ți-i rușine? Tu am intrat acasă, ta nu te cunosc, nu mă cunoști, că e de mine așa. Da? Dincolo de asta, cuvântul lui Dumnezeu a fost cel care a lucrat în inima lui. Cuvântul lui Dumnezeu este putere dumnezeiască. Dacă noi îl lucrăm, această putere dumnezeiască sparge munți în jurul nostru. Să avem încredere în acest cuvânt și să-l rugăm. În privința tatălui care înjură sau tatălui bețiv, este greu. Sunt lucruri care s-au înțelenit acolo, ca niște rădăcini care s-au îngroșat, dar nu este imposibil. Nu e imposibil ca prin răbdare, prin smerenie și prin post să cucerești pe tatăl tău mai mult decât prin multe cuvinte pe care cred că le-ai și făcut. Nu cred că el nu e conștient de faptul că înjură. Cel mult poți să-i spui că te deranjează, că te doare lucrul acesta. Dar mai mult decât atât, rugăciunea și postul și smerenia vor fi cele care vor slobozi o lucrare a răului în casa voastră. Cineva întreabă dacă este bine să mergi la spovedanie cu aceleași păcate grave, văzând că nu l-ai depășit, nu este mai bine să stai, să încerci să te schimbi și de-abia după aceea să te duci la spovedanie? Sau mai mergi la spovedanie? Sigur că nu este mai bine să stai să te schimbi, doar dacă vrei că ele să devină și mai grave decât sunt la momentul respectiv. Problema este că trebuie să fii atent cum spovedești acele păcate. De multe ori poate tu însă nu le spovedești integral și atent. Și Dumnezeu nu-ți dă vindecarea atentă. Mă uit la televizor sau la internet 7 ore pe zi. La fel de prostii, de spurcăciuni, n-am timp să mă rog, nu mă gândesc la Dumnezeu, mă cer cu ăla, cu ăla, mă duc la spovedanie, ei, știi, părinte, mai pierd eu timpul la calculator, mă mai cer cu vecina, dar rest nu somn rău, nu fac nimic. Na. Ei, dacă mă duc cu asemenea stare lăuntrică, eu exagerez puțin acum ca să înțelege, dacă mă duc cu asemenea stare lăuntrică, vindecarea va fi pe măsura hotărârii mele și a pocăinței mele. Tot în Pateric se spune că a venit la un bătrân
un frate care se plângea că fiind într-un conflict cu un alt frate, s-a dus să-i ceară iertare. Și acela nici nu i-a deschis. S-a dus de câteva ori și acela nici nu-i deschidea. Se duce la bătrân, spune, ce mi se întâmplă? Se ceară sfat. Și spune bătrânul, păi da, dar iată de ce ți se întâmplă asta. Că de câte ori te-ai dus la ușa fratelui, te-ai dus cu gândul că tu cu nimic nu ai greșit lui. Și doar el ți-a greșit ție, ba tu încă mare lucru faci că îi bați la ușă ca să te împaci cu el. Dar puneți în gând că tu l-ai provocat în neputința lui și în slăbiciunea lui. Și din cauza aceasta s-a manifestat așa. Și du-te și cereți iertare cu adevărat. Și s-a dus fratele cu acel gând. Și spune că înainte de a bate la ușă, i-a deschis celălalt. Și într-adevăr a fost o împăcare. Mare atenție la gândul pe care îl hrănim în inimă. Eu degeaba îi spun prietenului meu Răzvan care mi-intră în cameră, Răzvane, ce dor mi-a fost la tine, de tine bine veni, și în gândul meu, numai tu mai lipseai, cum să fac să scăp mai repede. Omul va simți gândul acesta, îl va simți din privire, îl va simți din sufletul meu. Este foarte important măcar să spun, Răzvane, n-aveam chip de tine acum, mă bucur, mi-era dor, dar iartă-mă, vreau să o scurtăm. E mai cinstit. Legat de acest tip de împăcare de care vorbiți, Părinte, dacă în urmă cu mulți ani am avut mai multe divergențe cu o persoană și eu am iertat-o pe acea persoană, dar ea nu, ce e de făcut? Sau am făcut-o și trebuia să fac? Iertați-mă, n-am fost atent. Dacă în urmă cu mulți ani am avut o divergență cu o persoană și eu am iertat-o, dar ea nu mă iartă, ce pot să fac? Sau n-am făcut-o și trebuia să fac? Apropo de ce am spus, să te cercetezi. Dacă nu cumva în sufletul tău puteai să faci mai mult decât ai făcut, dacă nu cumva ai un gând de îndreptățire, dacă nu cumva ai un gând de judecată, și dacă într-adevăr este aceasta, încearcă să faci ceea ce n-ai făcut, să pui acel punct pe i care e important. Dar dacă omenește consider că ai făcut totul și în ciuda acestui fapt celălalt rămâne blocat în alegerea sa, deja ești slobod. Să nu te mai înțepenești între asta, dar nu și de a nu te mai ruga pentru el. Părinte, se mai poate hirosni un tânăr teolog ca preot, dacă el trăiește încă de acum cu o prietenă, există și căință mare, dar și neputința de a ieși din acest păcat. Dacă aș fi duhovnicul lui, exact la întrebarea respectivă, a spune mai bine nu. Deci dacă deja trăiește cu altă prietenă și iese în această timp teolog fiind, mai bine nu, să se cerceteze altfel pe sine, și poate însăși această neputință este semnul vădit că nu este chemat la preoție. Dar fiecare să sfătuiască cu duhovnicului, să-și cerceteze aceste neputințe, și sunt lucruri pe care duhovnicul și arhiereul sunt cei care le leagă și le dezleagă. Însă, în asemenea cazuri, trebuie mult, mult mai multă rigoare. Cineva întreabă dacă este păcat să fumești și de ce? Sau, în general, este păcat să ai un viciu? Și de ce e păcat să ai un viciu? Da. Îmi vin mai multe răspunsuri în gând, dar primul gând care îmi vine, de ce fumăm majoritatea din noi de multe ori? Ce se întâmplă când fumăm? Și se trezește viciul acesta la vârsta de 14, 18, maxim 19 ani. Ca să ne dăm mari. Ca să fim și noi rând cu ceilalți, să părem mai bărbați sau să părem mai interesante sau să părem mai modern. O minciună. Să părem altfel decât suntem. Am făcut un liceu cu mulți ani în urmă. În anii 80 ceva. Când era moda aceasta a începutului de rock, Beatles, Deep Purple, AC/DC și așa mai departe. Și era o nebunie în clasă și în liceu. Toată lumea trebuia să se alinieze, să împărtășească aceleași viziuni. Și am văzut oameni care nu se bucurau de acest duh, de aceste valori, dar și le impuneau.
ca să rezoneze cu ceilalți, ca să nu fie prigoniți, ca să nu fie izolați. Unii dintre ei sfârșeau prin a deveni după cum își propuneau să trăiască. Trebuie să înțelegem cine suntem, să avem curajul să ne mărturisim ca atare, să fim fericiți așa cum suntem, să ne prețuim alegerile noastre. Dacă eu sunt într-o clasă în care toată lumea face karate, nu înseamnă că eu de mine trebuie să mă apuc să fac karate. Dacă sunt într-o clasă în care suntem băieți și toți sunt microbiști și vorbesc de fotbal, nu înseamnă că eu de mine trebuie să mă uit neapărat la fotbal doar ca să am ce vorbi cu băieții. Va trebui să-mi asum curajul de a fi eu însumi. Să-i pot iubi pe ceilalți, să nu-i judec pentru faptul că vorbesc cu timpul pentru fotbal, dar să accept faptul că nu îmi voi asuma lucrul acesta, să fac ceea ce nu-mi place, să mă uit la fotbal, dacă mie asta nu-mi vine. Nu trebuie să fumez ca să fiu integrat într-un colectiv în care mulți o fac cum o fac și eu, ca să ne dăm mari, ca să părem mai mari decât suntem, mai independenți, mai liberi, mai trăsniți, mai copii minuni, mai copii rebeli. Și sigur că după aceea aceasta dă dependență. Și sunt consecințele celelalte, că fumatul este vinovat de foarte multe cancere pulmonare. E păcat sau nu e păcat? O doamnă de 45 de ani spune: nu am cunoscut pe Dumnezeu și Ortodoxia până la 45 de ani. Mi-am crescut copiii, m-am cununat la îndemnul altora și la biserică, probabil. Copiii am botezat mai ales la îndemnul părinților. Nu i-am crescut pe copii în dreapta credință. Acum sunt speriată pentru că știu ce înseamnă să trăiești fără de să cunoști pe Dumnezeu. Aș vrea să-i aduc pe copii la biserică, dar nu mai pot. Nu-i pot forța. Ce să fac? Este mare. Sfântul al Mediolanului, cu anume, așa cum îl cheamă acum, Ambrozie al Mediolanului, dădea acest sfat mamei unui copil rebel, care nu se ruga, care nu-l cunoștea pe Dumnezeu și care își pierdea viața în deșertăciuni. Îndrăznește, fiică, căci fiul acestor lacrimi nu poate pieri. Și iată, acea femeie s-a rugat an și an de zile. Fiul ei a fost cel care avea să devină fericitul Augustin. Deci rugăciune și nădejde. Rugăciunea, pentru că de multe ori constrângerile pe care le punem copiilor sunt de neacceptat pentru ei. Ba putem ne trezi. Păi da, tu îmi spui, acum la 45 de ani te-ai găsit, să te pocăiești, poftim, până acum n-ai ieșit de Dumnezeu, acum am găsit un miele, ții mamă. Cată-ți rugăciunea ta acolo, lasă-mă în pace. Da. Uite, acum mă împărtășesc ceva din viața mea. Eram pe drum și mi s-a stricat mașina. Știam bine ce e de făcut la motoare, că știam ce defecțiune are. Dar fiind îmbrăcat cu durană, în mijlocul drumului, nu puteam să o repar și am văzut la un moment dat un service mic, cu două rampe. Am tras pe una din ele, un mecanic cu mult bun simț, am spus, uite, asta este, asta vreau să-i faceți, asta-i faceți. Da, părinte, am înțeles, asta-i fac. A început omul să lucreze pe cealaltă rampă. Mecanicul cu încă câțiva prieteni și câțiva clienți, șmecherași. Vorbim vulgar, vorbim tare, ostentativ. Primul gest a fost un gest de revolt. Mă, dar nu văd că ești preot aici. Și am zis, și care e problema că ești preot? Că asta este așa. Care e problema ta? Ce faci aici în cazul acesta? Și atunci, începând și eu să mă rog, ceea ce vă spun și dumneavoastră, am înțeles că și ei își trăiau acea ostentație cum își trăiește fumătorul fumului de țigară. Ca un fel de a apărea altfel, o exprimare de șertăciune. Și cu compătimire le-am spus, frații, nici pe lumea asta și nici pe lumea cealaltă nu vă vor ajuta nici cuvinte, nici felul acesta. Dar în cuvântul meu și inima mea era și o prietenie și o compătimire. Nu mi-au spus nimic, nici de bine, nici de rău.
Am mai stat în serviciul respectiv cred că vreo jumătate de oră. În frica lui Dumnezeu, vă spun, cât am stat acolo, vorbeau în șoaptă. Părinte, mă simt zbuciumat când merg pe stradă sau când mă gândesc la direcția în care merge lumea întreagă. Oare judec, deși simt că oare judec lumea în general, deși simt că mi se sfâșie inima de durere pentru ei și simt că și eu mă număr printre ei. Îi judec pentru că mă gândesc cum merge lumea întreagă spre cădere? E și o descurajare aici, un duc de descurajare, și un duc de deznădejde. Și o îngrijorare reală până la urmă. Nu trebuie să ne lăsăm descurajați. Asta este o altă strategie a vrăjmașului, care ne îndreaptă ochii doar spre drobul de sare și de pisică care putea să tractă pe acolo. Eu trebuie să văd ce pot face. Ori iau drobul de sare de acolo, ori fugăresc pisica. Dacă nu cel mai la îndemână, să pun copilul într-o altă parte. Adică trebuie să văd ce pot face concret în cazul meu. Astăzi, dacă mai este o zi, să fie binecuvântat. Ce pot face eu azi, în ziua de astăzi? Pe cine pot să ajut? Cum mă pot pocăi de toată necredința mea, de toată împietrirea mea? Cum să fiu mai atent în jurul meu? Da, este o dinamică a răului. Dar nu putem împiedica doar observându-o, doar descurajându-ne, ci făcând puținul pe care îl putem face. Iarăși, spun de o pildă, la un bătrân îmbunătățit a venit un frate, cu onestitate, întrebându-l: părinte, ce pot eu să fac pentru soarta lumii, pentru binele lumii? Și spune bătrânul: frate, când ieși din chilia aceasta, să nu trântești ușa. Binele acesta care ți-l îndemână, acesta imediat, pe ăsta trebuie să-l faci. La ăsta să fii atent. Bine, pentru că mai sunt câteva minute, ultima întrebare. Da. Puteți să ne vorbiți, vă rugăm, despre slujbele din Sfânta Săptămâna Mare, despre importanța și profunzimea lor? Da. Slujbele de... Iertați-mă. Slujbele din Săptămâna Mare, în general. Importanța, da, și profunzimea, da, lor. Îmi vine în gând acum, în primul rând, ziua de vineri, când s-au apropiat de ucenicii Mântuitorul și i-au spus: învățătorul vostru nu postește. Și Mântuitorul le-a spus: pot oare fi mirelui să postească atunci când mirele este cu ei? Pot să fie triști când mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei și ei vor posti în acele zile. Postul însuși și săptămâna patimilor este o săptămână în mod special de post, Vinerea Mare, pe cât se poate pentru fiecare neva să fie o zi de post negru de săvârșit, puteți, vă spun sigur, zilele acestea de post arată o unire într-un gând a celor ce suntem în biserică, cu o pocăință pentru omul întreg, care n-a știut să-i spună lui Dumnezeu: slavă ție, Doamne. N-a știut să-i spună lui Dumnezeu să-și exprime daul său. Omenirea a făcut-o prima ca Domnul Sfântul Ioan Botezătorul, dar în momentul pătimirii, iată, noi postim pentru că Hristos adună suferința omului întreg și a mea și a ta și o poartă pe cruce. Noi înșine în încercările noastre suntem următorul lui Hristos când purtăm suferința fără să ne căutăm dreptatea în mod strict obiectiv, ci încredințați fiindcă Dumnezeu înțelege mișcarea sufletului nostru și clipele în care trăim. În mod special, în săptămâna patimilor, trebuie să trăim cu gândul că pentru viața noastră, pentru înviere, Hristos și-a asumat durerea întreagă, neputința noastră întreagă. Că această durere, într-o anumită măsură și în anumite perioade ale vieții noastre, noi înșine o ducem. Dar această durere nu mai o ducem singuri,
și ea nu va fi niciodată însoțită de deznădejde, pentru că la capătul este învierea lui Hristos. Postim în mod special în ziua de vineri, nu doar nemâncând, ci purtând gândul nostru către Hristos, care se îndreaptă spre cruce, își ia asupra și neputința omului, și în această neputință nu rămâne doar îndurerea lui, ci spune: fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Tâlharului celui binecinstitor îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai, învățându-ne și pe noi ca până și în dureri să nu ne purtăm revolta și blestemul și frustrările noastre, și să înțelegem că mai ales în dureri Dumnezeu ne va da puterea să vedem în adâncul omului chipul lui Dumnezeu celui viu, să nu cerem răzbunarea până la sfârșit, să nu cerem îndreptățirea noastră, ci puterea de a aduce precum Hristos purtarea crucii. În vinerea patimilor, în mod deosebit, vă îndemn cu aceste gânduri să vă însoțiți, cu această rugăciune să fiți, pe cât se poate toți, să mergeți la slujba prohodului, să postiți măcar până la slujba prohodului și să mâncați după aceea ce veți fi având de post, și astfel să înțelegem că dacă pe un meci de fotbal, din atunci când are loc un campionat mondial, toată lumea ar striga: vino Doamne Iisuse, acel strigă, dacă ar fi din inimă, ar schimba multe alegeri ale oamenilor și ar schimba viața pe pământ mai mult decât conferințe, decât diplomații de stat, decât manevre politice, decât ieșiri în stradă. Dar asta nu se face, pentru că s-a spurcat pământul de necredință, de vrăjitorie și de blestem. Iertați. Și acum și pururea și veci, veci, la mine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.